Doamnelor și domnilor, ne aflăm din nou la Salonul Literar cu cărțile pe masă și vă invităm și pe dumneavoastră să fiți alături de noi, să ne ascultați. Astăzi avem o invitată deosebită, venită de la București, din capitala țării, unde are o activitate deosebită, este foarte activă, poet, prozator, eseist, memorialist și multe altele. Avem ocazia astăzi să o ascultăm pe doamna Camelia Pantazi Tudor și îi spunem bun venit la Salonul Literar cu cărțile pe masă. Aveți aici o bogată recoltă și nu numai, pentru că nu sunt toate. Nu, mai avem. Mai avem, în primul rând, bună ziua. Mă bucur foarte mult pentru faptul că m-ați invitat să particip la acest eveniment deosebit, pentru că pentru mine chiar este un eveniment să mă aflu aici la Casa Guman. Chiar o să povestesc ascultătorilor dumneavoastră faptul că am venit la Galați să vizitez orașul pur și simplu și să și scriu un reportaj sau mai degrabă să-mi aștept pe hârtie impresiile mele. Un jurnal de călătorie. Da, mai bine, așa ar fi mai bine să spun, un jurnal de călătorie, impresii privind Galațiul, muzeele pe care le-am vizitat, impresiile care mi-au făcut oamenii și locurile, casele. Și m-am bucurat când dumneavoastră, doamna Guman, m-ați invitat. Eu oricum aveam intenția să vă vizitez, pentru că știam că v-ați stabilit în Galați, dar nu m-am așteptat să mă invitați la un interviu. Da, păi la de ce un interviu, da. Și mai ales că aveți aici pregătite câteva cărți scrise de mine. Nu sunt într-adevăr toate, dar sunt. Este o parte din donația dumneavoastră. Sigur, care ați făcut-o pentru Biblioteca Asociației Scriitorilor Români din Austria. Da, și care am adus-o la Galați acum. Și vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru această invitație și pentru posibilitatea de a discuta diverse aspecte privind literatura, cultura din țara noastră, desigur. Noi vă urmărim activitatea pe rețelele de socializare și observăm că dumneavoastră acolo ați deschis un salon al editurii Astralis, pe care o conduceți de ceva timp, și unde aveți și revista Astralis, care ați adus-o astăzi cu dumneavoastră. Și vă mulțumesc tare mult că ați permis ca să fiu și eu printre colaboratorii permanenți ai acestei deosebite reviste. Și dacă vreți să ne povestiți puțin din viața culturală atât de intensă de la București, în care dumneavoastră activați. Da. Da, sigur că da. În primul rând ați vorbit despre Salonul Astralis, da? Este un salon literar Astralis, așa am pus eu numele, care a avut loc prima dată în ianuarie 2018 la Casa Schiller. Atunci a fost prima ediție a acestui salon literar. Eu l-am gândit atunci într-o anumită structură și m-am ținut de această structură, ca să vă spun cinstit. Vă prezentam, era în formă de interviu. Adică prima dată invitam un autor care a publicat la editura Astralis, cu care discutam aproximativ 30 de minute despre activitatea literară a acestuia. Apoi încă 30 de minute discutam cu un alt scriitor care nu publicase atunci la editura Astralis. Deci erau tot un fel de interviu, pe principiul interviului pe care îl realizam în acea perioadă la Radio Shalom România, unde mi-a făcut plăcere să vă invit de două ori sau de trei ori. Trei ori. Deci pe același principiu, de să prezentăm creațiile autorilor respectivi. Apoi aveam un moment de evocare a unui scriitor care nu mai se află printre noi, deci iarăși discutam sau cineva prezenta activitatea acelui scriitor. Și momente artistice, poezie și alte momente artistice care să combine evenimentul frumos. Aveam teatru, poezie, muzică, am avut mai multe asemenea evenimente. Apoi pandemia ne-a întrerupt, deci în ianuarie 2020 am avut ultima ediție a Salonului Literar Astralis de la Casa Schiller. Pandemia, așa cum am zis, ne-a întrerupt. N-am reușit decât să organizăm câteva mici evenimente pentru prezentarea revistei, pentru că în 2020
2019, a apărut și revista Astralis și normal că a fost inclusă în salonul literar Astralis. Deci prezentam și revista Astralis. Pandemia, așa cum am zis, ne-a întrerupt puțin activitatea. Am reușit atunci să facem câteva saloane, dar cu altă structură, mai mult ne-am bazat pe revistă și pe lectură la o ceainărie. Iar acum de curând am început o colaborare cu Centrul Cultural Mihai Eminescu din București, fostul Calderon, Centrul Calderon, unde am avut o ediție reînnoită a Salonului Literar Astralis în 5 aprilie. Vom avea din nou a doua ediție pe 5 iulie, în care vom prezenta, desigur, revista, această ediție a Salonului Literar. S-a schimbat puțin, în sensul că am reușit să doreze mai puțin timp să prezentăm revista. Deci acum așa este structura Salonului Literar Astralis, prezentăm revista, apoi avem un interviu, de asemenea cu un scriitor, doar cu unul singur. Data trecută a fost domnul Marian Nencescu la interviu, acum pe 5 iulie va fi doamna Ana Dobre la interviu, după care vor fi un moment eminescian, deci vor fi lecturi. Un moment eminescian vom avea de data aceasta, un moment realizat de Magda Băsescu și Ștefan Apostol pe cea de 5 iulie și apoi iarăși lecturi din revistă sau din alte materiale ale colaboratorilor noștri și de data aceasta vom avea și un moment artistic, un moment de pian. La pian va fi o doamnă care și profesor, Colina Vladia Diaconescu, care va cânta câteva minute la pian. Cam așa decur lucrurile la Salonul Literar Astralis mai nou. Și revista, așa cum v-am zis, a început, deci primul număr a fost în 2019, iată că suntem la numărul 18, acum, din 2021 apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și mi-a făcut foarte multă plăcere să colaborez cu dumneavoastră la rubrica Diaspora Literar-Culturală în perioada când erați în Austria, ca și colaborator permanent. Acum vă aștept și deja normal că ați apărut în revistă, dar nu mai sunteți la diaspora pentru că sunteți aici în... Da, din ce povestiți dumneavoastră, aveți o activitate extraordinar de încărcată. Cum arată o zi din viața noastră? Cum vă împărțiți literatura? Unde-i locul ei? Cultura. Da. Unde noaptea scrieți? Când scrieți? Când aveți timp să scrieți? Da, m-ați întrebat prima dată și nu v-am răspuns despre viața culturală din București, așa cât știu eu. Și nu v-am răspuns, m-am mai mult de partea Astralis. Într-adevăr, eu particip și la alte evenimente, atât cât îmi permite timpul, și la alte lansări de carte. Organizez lansările de carte ale cărților editate de mine la editura Astralis, dar mai particip când pot și la alte evenimente. Înainte să am editura, care s-a înființat în anul 2016, participam mai mult la evenimente organizate de alte edituri, adevărat. Timpul nu mai îmi permite chiar atât de mult să fiu prezentă în atâtea multe locuri, exact ce spuneți dumneavoastră, nu mai îmi permite ziua. Deci ziua eu nu pot să mă ocup de toate, adică trebuie să mă duc și la serviciu, așa. Apoi am editura și iată și revista și alte evenimente organizate de mine sau acolo unde pot mai particip și eu la alte evenimente. Ce vă consumă cel mai mult timp? Editura sau revista sau evenimentele? Ce vă solicită mai mult? Depinde și ce am în acel moment. Revista apare odată la 3 luni, deci e trimestrială, tipărită, și apare și ediție online după o lună de la apariția celei tipărite, acea ediție fiind color și apare pe internet, pe pagina de Facebook a revistei. Într-adevăr, revista îmi ia foarte mult timp. Îmi ia foarte mult timp atunci când îi vine rândul. Asta am vrut să spun. Auzi, pentru că și eu sunt cu revista Condeiro Diaspore și... Revista este și voluminoasă, are 136 de pagini, format A4. Într-adevăr, revista îmi ia foarte mult timp, pentru că trebuie să strângem materialele. Asta e. Fiind cu un număr clar de pagini, deci trebuie și are rubrici. Deci sunt rubrici clare, stabilite, trebuie să acoperi toate rubricile.
Și atunci este greu să strângi materialele, să le corectezi. Adevărat că la corectură am câțiva oameni care mă ajută, prieteni, colaboratori apropiați, care fac această muncă de voluntariat, practic, să corecteze textele, da. Să le citească. Până la urmă, cultura este bazată pe voluntariat, sincer. Da, sigur că da. Și pasiune. Sigur că și da. Și pasiune. Altfel nu funcționează. Vă spun cinstit, deci revista nu e o afacere. Da, deci nu. Revista nu este o afacere, asta știi. Și totul e gratis, e munca noastră. Recuperă, să zic, o parte, da. Îmi doresc măcar să recuperez partea de tipar. Pe care o plătesc eu ca editură, da. Așa, adică partea de tipar, dar pentru altfel n-aș putea să o mai scot. Sigur. De aceea am solicitat sprijinul autorilor și am spus, măcar o revistă, luați câte o revistă, pentru că trebuie, da, să ne acopăr, sigur, tiparul ca să pot să merg mai departe cu edițiile tipărite. Apropo, dați-mi voi numai puțin, că n-am avut niciodată ocazia asta și am tot gândit-o. Luați câte o revistă, da. Îmi place ideea asta. Când aud foarte des, foarte mulți care intră în Uniunea Scriitorilor din, da, România, eu cred și consider că ar fi necesar, unul din condițiile obligatorii de a intra, fie acești membri care intră nou și după, să aibă un abonament la cel puțin două reviste din România. Deci eu cred să aibă un abonament pentru a susține aceste reviste, pentru susținerea vieții acestor reviste. Foarte frumos, așa, numai că știți bine care este situația. Membrii ai Uniunii Scriitorilor nu prea colaborează cu revistele, asta cu toate e. revistele. Sunt exclusiviști, se duc mai mult spre revistele care sunt, apar, adică scoase de Uniunea Scriitorilor. Este adevărat că sunt cu mulți, da, membri ai Uniunii Scriitorilor și eu le mulțumesc pentru că asta, da, de fapt reprezintă o dovadă a faptului că apreciază revista și apreciază editura și nu în ultimul rând pe mine. Adică recunosc faptul că am făcut totuși ceva pentru această, în acest domeniu cultural, da, da, românesc, da, da, și colaborează și eu le mulțumesc foarte mult. Sunt, sigur, sunt sigur. Câțiva aici care colaborează. Mulți cu... sunt care merită locul ăsta în Uniunea. Mulți, mulți, dar din păcate, sunt. Mai sunt și care sunt tolerați. Și intrați așa pe lângă, de asta am eu. Exact, exact, și eu am o chestie, tot așa cum ziceți, exact, dumneavoastră, pentru că nu se intră în Uniunea Scriitorilor chiar pe merit, pe merit, asta pe merit și nici măcar conform statutului lor. Ia? Sunt și de acord cu ce spune și cred că cine este corect, chiar membrii Uniunii Scriitorilor, cine este cu adevărat corect, își realizează ce spunem noi acum. Sigur. Și ne dau dreptate. Da. Pentru că, într-adevăr, nu se intră pe merit și nici măcar, așa cum am spus puțin mai devreme, în baza statutului. Deci, condițiile din statut le știu foarte bine. Dacă ar fi cineva corect, cu adevărat corect, să instituie o comisie și să verifice dosarele... Dar comisie se face, păi dar... Păi nu, una corectă. O comisie, asta e. O comisie corectă care s-a verificat cum s-a intrat în Uniunea Scriitorilor. Da. Deja, pentru cei care au intrat, da, deja, să se ia din nou tot dosarul și exact. Să se verifice dacă corespund statutului pe care tot ei l-au făcut exact. Și l-au aprobat, să vedem dacă mai e chiar corect. Asta e. Pentru asta că eu știu e. Sigur că nu este. Păi știm, tocmai din cauza asta. N-avem, da, nimic cu aia. Avem toată stima și prețuirea pentru mulți, poate 70%, 80%, care chiar, da, îți jos pălăria pentru ei. Dar sunt sigur, și care, da, s-au strecurat. Care s-au strecurat și, da. Noi suntem membri al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, da, să menționăm acest lucru. Da, sigur. Și revistele noastre sunt sub exact, sub egida UZPR-ului. Și Condeiro Diaspore și Astrale. Exact. Și, exact. Da. Și evenimentele pe care le organizăm la București, pe exemplu, în ultimul timp, evenimentele sunt și sub egida Uniunii Ziariștilor, evenimentele noastre așa la de cărți. Chiar și Salonul Literar Astralis, întotdeauna pe afiș, apare sigur la Uniunea Ziariștilor, pentru că revista este sub egida Ziariștilor și ne sprijinim între noi. Da. Noi măcar am reușit să ne sprijinim între noi atât cât putem, dar din punct de vedere a Uniunii Scriitorilor e puțin mai greu. Doar că mulțumesc celor care colaborează cu mine. Deci eu mulțumesc scriitorilor, membrii au Uniunii Scriitorilor. Păi cei prețioși care nu sunt au aroganță. Cei exact. Prețioși sunt nu au sunt oameni prețioși asta pe care este. Apreciez foarte mult și sunt alături de mine de multe ori la evenimente, nu numai în revistă, și la evenimentele culturale, la sale de carte, sunt alături de mine și eu le mulțumesc foarte mult. Dar aceia sunt oameni sigur, deosebiți. Sigur că noi da. Vorbim de
ceilalți care s-au strecurat efectiv diverse modalități, așa, și care chiar nu meritau nici ca oameni, nici ca scriitori, asta e. Revenim la discuția noastră dinainte. Cât timp vă puteți aloca pentru când scrieți dumneavoastră? Pentru că dumneavoastră ați abordat diverse teme, și istorie, și jurnalism, ați făcut interviuri, aveți o carte de unde sunt și eu acolo. Da, vă mulțumesc mult! Eu vă mulțumesc pentru invitație. Și când vă găsiți timp pentru scris? Este foarte greu, pentru că... până târziu și în weekend. Și când mai am zile libere, atunci reușesc să mă ocup de editură, în primul rând, de editură, pentru că trebuie să tehnoredactez, să corectez cărțile, sau legătura cu oamenii, toate problemele pe care le discut pe Messenger sau pe telefon, apar multe probleme când editez o carte, apoi revista. De aceea foarte târziu adorm, aproape că nu mai dorm și de griji. Iar cu scrisul, din punctul meu de vedere, deci ce scriu eu, efectiv, e mai și mai dificil, pentru că abia reușesc să mai scriu articolele pentru revista Astralis. Înainte aveam mai mult timp. Înainte de editură? Da, înainte de editură aveam ceva mai mult timp, să zicem așa. Și înainte și de revistă? Da, da, și înainte și de revistă. Acum e mult mai greu, de aceea eu nu mai pot să scriu ceva amplu. Am publicat... anul trecut o reeditare, New Beijing, cartea New Beijing este o reeditare, un roman care a apărut în urmă cu 11 ani, deci în 2012, și l-am reeditat după 10 ani anul trecut, deci o reeditare. Nu mi-a fost greu să o corectez, să o reiau, să mai mă uit pe ea. Deci ce v-a determinat să scrieți cartea asta? De la ce a pornit ideea, deci această dorință. Carte, practic, apărută în anul 2012, este un roman, aș putea să spun că este debutul meu în literatură, pentru că eu am debutat editorial în 2010, de fapt, un studiu, istoria, deci atingerea, un studiu de istorie culturală a Chinei, atingerea unui ideal, literații din perioada dinastiei chineze Tang. Aceea a fost prima mea carte, dar a doua carte de literatură, efectiv de literatură, este această carte, New Beijing, un roman, care m-a determinat și m-ați întrebat ce m-a determinat. Asta, cum să vă spun, provine din trecutul meu. Eu am învățat limba chineză de la 7 ani, așa, și la școală a fost... ceva care a fost o dorință dumneavoastră? Nu, e ceva care n-am avut eu de ales și care m-a marcat, de fapt, întreaga viață. Pentru că după vizita lui Nicolae Ceaușescu în China, în 1968, dacă nu mă înșel, s-a luat această decizie să ne apropiem, din toate punctele de vedere, cu China. Și ei au introdus o clasă de limbă chineză la școala unde învățam eu, da? Și în clasa a doua, n-au introdus limba chineză la școală. Da, și aceasta m-a marcat toată existența mea, de fapt. Pentru că mie mi-a plăcut limba, așa, și m-am apropiat foarte mult și de literatura chineză în acea perioadă. Da, dar eram copii. Eu am fost pasionată. Da, ce să zic, puțin au învățat limba chineză din copiii respectivi. Practic le-a stricat într-un fel rostul, pentru că puteau să facă altă limbă de circulație internațională. Da. Ei, practic, n-au învățat nici chineză, nici altă limbă, decât din clasa 5-a ne-au introdus și limba franceză. Și ce mai putut învăța, dar, spre exemplu, engleza, eu niciodată n-am învățat-o la școală. Pentru că a trebuit să învăț chineza. Și am învățat chineză, am fost pasionată. Până în ce clasă ați învățat chineză? Păi toată școala generală. Până în clasa 8-a. Da, și după aceea, când am intrat la liceu, am solicitat împreună cu un grup de părinți să ne să învățământului să realizeze o clasă de limbă chineză, deci un grup de limbă chineză în liceu unde... Și ați făcut și la liceu. Da, și am făcut și la liceu 4 ani. Urmând ca... Eu mi-am dorit, de fapt, să urmez facultatea chineză, franceză. Dar în anul când eu am terminat liceul, nu se dădea examen la chineză. Se dădea din 2 în 2 ani. Și eu n-am prins. Deci în anul acela nu se dădea examen. Și atunci părinții mei, cum eram înainte de 89, au zis, nu se poate să pierzi un an, cum să stai și să nu dai examen la nicio facultate. Și atunci eu nu m-am putut să mai dau la chineză. N-am mai dat niciodată la limba chineză la universitate. Din acest motiv, pentru că am dat la S.
Da. Și toată viața mea mi s-a schimbat. Adică n-am făcut ceva ce mi-am dorit eu. Aha. Da. Dar eu, în schimb, am rămas pasionată. Deci eu am citit foarte multă literatură, tot ce-mi prindeam, legende, mituri. Scrieți și citiți în chineză? Nu, am uitat. Mai știu câteva... Dar puteți, când auziți ceva... Foarte puțin, foarte puțin. Se uită foarte repede, dacă nu mai folosești atâția ani. Dar mai știu câte ceva. Dar pentru că m-a marcat profund acea perioadă, v-am spus, am citit foarte, foarte, foarte mult. Când am făcut a doua facultate, facultatea de istorie, o altă pasiune de-a mea, istoria, am combinat lucrurile. Adică m-am început să studiez mai mult istoria Chinei. Dacă așa. Tot eram la istorie, da, n-am mai mers pe limba, am mers pe istorie. Așa. Și atunci pe ce? Pe istoria culturală, pentru că mie îmi plăcea cultura. Eu asta am citit, literatură chineză, tot ce prindeam și eu în traducere. Dumneavoastră ați fost pasionată de mică de cultură. Da, eu am avut o pasiune pentru acest lucru. Poate că sunt singura care a mai rămas, în afară de colega mea care e acum director la Institutul Confuciu și profesor universitate, Lumița Bălan, care ea sigur a fost pasionată pentru că ea urma facultatea, era mai mică decât mine cu un an și atunci am prins examenul, știți? Uh-huh. Și am mers exact pe partea pe care mi-aș fi dorit eu, deci a devenit profesor la universitate. Uh-huh. E, deci iartă o pasiune, numai noi doi am mai rămas. Eu pe istorie și ce am publicat eu din punct de vedere al istoriei culturale a Chinei și ea pe partea de profesorat și ca director la Institutul Confucius. Ei, și așa, fiind o pasionată, cum v-am spus, când am urmat facultatea de istorie, la licență mi-am luat o temă privind istoria culturală. Și așa s-a născut prima mea carte, după ce am terminat facultatea și după licență, am dezvoltat lucrarea, am dezvoltat-o, am mai adăugat, am mai schimbat și a apărut prima mea carte cu care am debutat în 2010, Atingerea unui ideal, literații din perioada dinastiei chineze Tang. Aceea a fost prima. Ei, eu am continuat să studiez, prin biblioteci, eu am făcut un studiu amplu. Sigur că așa. Și în timp ce eu studiam și pentru următorul volum care a apărut în 2019, o fel de continuare a primului, este vorba de altă dinastie și se numește acel studiu apărut în 2019, prefațat de Lumința Bălan, profesorul despre care v-am povestit mai devreme, Renașterea unui imperiu, care chiar aici, Renașterea unui imperiu, cultură și guvernare, perioada dinastiei chineze Sung. Așa. Acesta a apărut, deci, un fel de continuare a primei cărți. Dar între ele, eu având în cap literatură, mitologie, am lucrat la acest roman, care este roman, nu mai studiu, este roman și se numește New Beijing și conține foarte multe date reale, normal, reale. Este o combinație de între real, fantastic, mitologie. Așa. Deci foarte multă mitologie. Deci aici sunt multe personaje mitologice chinezești și legende chinezești care apar practic în viața unui personaj feminin român, de origine română. Așa. Deci este o combinație. Așa ceva nu mai există la noi în țară. Combinația aceasta. V-am putea descoperi și pe dumneavoastră pe acolo? Da, sunt și lucruri reale din viața mea. Dar ajunge până la o parte fantastică la sfârșit, pentru că este, practic am creat o colonie pe lună. Deci sunt ceva utopic. Este o lume utopică, aici un vis frumos al meu, în ideea că oamenii pot trăi frumos și bine oriunde. Și se înțeleagă între ei. Și eu am gândit-o că se poate pe lună, pentru că aici e puțin probabil. Simpatică! Dacă pe pământ nu reușim. Da, e combinat, dar sunt foarte multe personaje aici mitologice care vin în ajutorul personajului feminin din carte, de fiecare dată, cu sfaturi, cu învățături, cu gândirea din filosofia taoistă. Deci aici găsim foarte mult taoism. Așa, care o ajută pe doamna din carte, așa, să se regăsească pe sine. Este o călătorie. O călătorie pentru redescoperirea sinului, pentru echilibru, pentru armonie, o călătorie în căutarea iubirii. Dar nu ne spuneți tot ca să aibă grijă, să aibă interes la ascultătorii noștri să
caute cartea, da, și să o citească, adică să trezească interesul, să vină să o caute și să descopere personal. Da, da. Asta este un exemplu de pasiune. Deci pasiunea, da, mea pentru limba și literatura chineză. Adică nu mă întrebam într-una de ce în New Beijing, de ce pasiunea asta pentru limba chineză, dar n-am știut că a studiat limba chineză. M-a marcat de viață, deci m-a marcat o viață pentru că mie chiar mi-a plăcut. Putea să nu-mi placă și am trebuit să merg mai departe. Și ați fost în China? Am fost, dar acum cu mulți ani în urmă, în 1998, de acolo m-am și inspirat când am început să scriu cartea. Eu când am fost în China, mi-am luat notițe, cum fac eu. Da. Pe unde am fost, mi-am scris. Da. Și fără să mă gândesc că peste nu știu câți ani, o să mă gândesc să public o carte. Dar da. M-a ajutat. Da. M-a ajutat, pentru că aici, practic, este și o descriere a Beijingului de atunci, din perioada aceea. Și v-ați mai întoarce în China? V-ați mai duce? Aș mai întoarce, dar... Da, adică unde ați fost, în Beijing? Sau? Da, numai în Beijing, da. Așa. Și am arălezi chinezesc. Da. Și ați fost impresionată, v-a plăcut? Da, da, sigur. V-ați vedea acolo să trăiți? Adică nu atât cred. De pasionată încât v-a plăcut? Dacă m-ați întrebat acum câțiva ani, cred că aș fi zis da, dar acum nu cred. Da, păi cu timpul, cu trecerea timpului ni se așează oarecum, ne mai înțelepțim, zic eu. Da, eu cred că tot aici. Ne mai temporizăm reacțiile și nu mai suntem așa de... Da, și de ce dumneavoastră scrieți când? Noaptea, să înțeleg. Nu, târziu, noaptea și în weekend. Dar, așa cum v-am spus, în ultimii ani nu prea mai reușit să scriu ceva amplu. Deci îmi scriu articole pentru revista Astralis mai mult. Așa, pentru că și asta trebuie să public. Preocuparea principală. Da, și n-am reușit în ultimii ani decât să v-am spus să reeditez această carte, deci care nu mi-a luat foarte mult timp, așa, și să public această carte de interviuri, Fascinația Dialogului, care iarăși a fost ușor pentru că eu trimiteam întrebările, oamenii îmi răspundeau, nu mi-a fost greu. Să, da. Nu era da. Ceva de Dar totuși, v-ați pliat pe fiecare alt autor, alt invitat, sigur. Da, și e totuși un studiu. Ce să-l întreb pe ăla, ce să-l întreb, pentru că întrebările nu se repetau. Da, da, am încercat să prezint autorul, adică da. Autorul să se prezinte pe el și în primul rând creația da. Proprie. Dar eu pun o întrebare de fiecare dată la invitații noștri. Să admitem cazul, ceea ce e greu de crezut, că există cineva care se întâlnește dumneavoastră și nu auzi de dumneavoastră. Să admitem cazul. Cum v-ar place să vă prezentați? Adică, cum vă place? Ce ați vrea să știe cel care nu știe de dumneavoastră? Ce ați vrea să știe? Cum vă prezentați? Eu sunt Camelia Pantazii, scriitoarea, sau am editură, sau cum vă prezentați la către cineva? Păi, ce ați vrea să știe cel din fața dumneavoastră care nu a auzit, nu v-a cunoscut până acum? Am înțeles. E, într-adevăr, o întrebare care e destul de grea, pentru că eu am încercat să scriu multe lucruri diferite și n-aș putea să vă zic. Eu nu pot să mă prezint scriitor. Cum vă identificați dumneavoastră? Eu prefer să spun jurnalist cultural, ca să vă spun cinstit. Îmi place foarte mult jurnalismul este. Cultural, îmi place să vizitez, pentru că, de fapt, scriu. Și aceste evenimente care le faceți, Salonul Astralis, și sunteți un jurnalist cultural, da, care, da, de fapt, oferiți ocazia de... celor care scriu să se prezinte și să ne cunoaștem unii cu alții până la urmă, că de fapt ăsta da, suntem. Da, pentru că eu v-am spus că și înainte să am editura, când mă duceam în străinătate, oriunde mă duceam, plăcea să-mi notez. Notam impresii, notam ce am văzut, îmi plăcea să am totul lângă mine. De aceea mi-a ajutat foarte mult. Când am scris, am publicat în 2014 o carte de povestiri, dar de fapt e tot ca un fel de roman, Culori Secrete, acolo este vorba despre multe călătorii în străinătate. Pe mine m-a ajutat foarte mult notițele pe care eu mi le făcusem cu ani în urmă. Pentru că nu mă uitam pe internet să văd cum e la Paris sau mai știu ce. Eu mă uitam pe notițele mele și impresiile mele și ce am vizitat atunci. Și toate astea m-au ajutat când am lucrat la Culori Secrete, unde acolo fiecare povestire are în centru un oraș. Deci personajul feminin, că tot feminin este și acolo în Culori Secrete, se plimbă prin diverse orașe din Europa. Apropo de personajul feminin, dacă tot faceți acest salon Astralis, ce observați dumneavoastră? Ce gen au scriitorii, genul masculin sau feminin, ce predomină?
Scriitoarele sau scriitorii? Vă dați seama că scriitorii, toată lumea știe că sunt scriitorii, foarte mulți scriitori, sunt și doamne, dar doamnele de multe ori, știți cum sunt luate, cu copii, cu familie, ele apar mai la sfârșit, adică pe la sfârșitul vieților, ca să zic, la pensie. Exact. La pensie atunci încep să publice, exact, și să participe la evenimente. Din păcate, la saloanele literale și nu mai la saloanele mele, ci și la celelalte evenimente culturale, sunt foarte multe persoane care au ieșit la pensie deja. Nu sunt mulți tineri. Tinerii nu prea participă, ei nu au timp sau nu agrează asemenea evenimente. Deci mai ales de la o anumită vârstă, da, peste 40, da. Chiar 50, da, cam, în sus. Da, peste 50. Eu m-am străduit de când am editurat să atrag mai mulți tineri. Mai multe, da, genuri. Da, dar este greu pentru că ei totdeauna au altceva prioritar. Ei au alte priorități. Eu am încercat și chiar am avut și în revistă și la evenimentele mele anterioare tineri cu care colaboram la 20 ceva de ani, 30 de ani. Dar până la un punct, la un moment dat ei nu mai aveau timp nici să scrie, nici să vină. Totdeauna cariera și banii și familia lor au fost prioritare și înțeleg. Da, e normal, e fuga asta după cotidian, după viața de zi cu zi. Cum răspund ei așa la invitațiile? Cum răspund? Vin cu bucurie, se bucură de întâlnire, găsesc motive de a nu veni? Cum se bucurau la începuturi, când am spus că am învățat eu editura și am organizat multe evenimente culturale, inclusiv participări la Gaudeamu și la Bookfest. Am avut câțiva care au venit dintre tine, chiar o domnișoară profesor de limbă germană venea des și chiar venea și vorbea despre diverse cărți. Am încercat tocmai să o cresc, să zicem așa, și ca să vină, să prindă curaj și să chiar să discute despre cărți, diverse lucrări. Dar până la un punct, la un moment dat a început să spună că nu mai are timp. Și sigur. În momentul când eu căutam și ziceam vii, și dacă cea o dată că nu poate, o altă dată că nu mai poate, la un moment dat am renunțat, nu poți să tragi de un om așa. Oricum evenimentele până la pandemie au fost publice, așa se putea veni oricum. Și acum am văzut că aveți activitățile din nou, da, am avut activități la Muzeul Literaturii Române, Muzeul Național al Literaturii Române, mai multe lansări de carte începând de anul trecut, din 2022, din februarie chiar, și acolo am avut, de fapt, în ultimul timp lansările la Muzeul Național al Literaturii Române, iar Salonul Literar Australis este la Centrul Mihai Eminescu, așa cum v-am spus, o dată la 3 luni. Așa am revenit la Centrul Eminescu, unde am avut foarte multe activități pe parcursul anilor, să știți, înainte să se numească Eminescu și după ce s-a numit Eminescu. Au fost foarte multe acolo, foarte multe lansări. Da, am văzut că acum ați fost la multe activități Eminescu și foarte... Asta este ceea ce faceți dumneavoastră acum, dar cum era copilul Camelia Pantazi? Foarte serios! Cum era copilul? Sunteți singură la părinți? Nu, mai am un frate mai mic, 4 ani. Și are tot aceeași pasiune? Nu. El e jurist, nu e. El are aceeași pasiune. Dumneavoastră erați fetița lui tata. Da. Din cât am înțeles eu, tatăl dumneavoastră a scris și el. Da, a avut și el o pasiune. Așa. Iată că m-a spus o întrebare foarte... care mă emoționează foarte tare. Da, tata a scris, dar erau alte timpuri atunci și n-a avut pe nimeni alături care să-l sprijine. Ce-l pasiona pe el? Ce-l interesa? El citea literatură foarte multă, avea o bibliotecă cu multe, multe cărți. I-a plăcut să strângă cărți și eu le-am citit pe toate de câteva ori. Și scria poezie. Aha. Deci tata a scris poezie. Și mi-aduc aminte prin casă, cum mergea prin casă și spunea, recita, căuta rime, tot felul la poeziile lui. Dar, din păcate, nu a avut așa cine să-l sprijine. Avea nevoie de cineva totuși, să-l încurajeze, să-l sprijine și mai ales să publice. N-a reușit să publice decât câteva poezii. Și mai târziu, după ce a murit el, după câțiva ani, i-am editat eu postum o carte pe care o scrisese el, deci un fel de memorialistică și cu poezii. I-am făcut eu un volum postum în 2011.
Dar să știți că el m-a motivat într-un fel să înființez editura Astralis. Pentru că, așa cum am declarat chiar la primul eveniment al editurii, când am lansat editura 2016, în septembrie, la Centrul Eminescu, împreună cu încă două cărți editate de mine, atunci chiar am spus în fața tuturor, erau mulți oameni atunci, au venit foarte mulți atunci. Foarte mulți, cred că erau foarte mulți curioși să vadă ce se întâmplă la primul eveniment al editurii Astralis. Voi din mulți. Și atunci am spus acest lucru, că eu mi-am dorit să ajut, pentru că tata n-a avut ajutor, n-a avut pe cineva să-i dea o scripire, o încurajare și nici să-l ajute să publice mai departe. O susținere, da. N-a avut în vremea aceea, nu era nici într-un grup, n-a avut, ai nevoie totuși de cineva. Și eu mi-am dorit să fac să înființez acest editor tocmai ca să ajut oamenii. Cu cât știam eu și învățăm pe parcurs, pentru că totdeauna mi-a plăcut să învăț și eu mereu sunt de părere că trebuie să învățăm, să învățăm tot timpul, avem ce să învățăm, așa, de la oricine și noi înșine să punem mâna să învățăm diverse lucruri, am zis că îi ajut pe oameni, mai ales cei care sunt la începutul în domeniul literar, pe cei de la început, începătorii. Da. Deci eu am declarat asta și atunci și altă dată, pentru că m-am gândit la tata. Deci eu m-am gândit că n-a avut acest sprijin și am vrut să ofer acest sprijin oamenilor, începătorilor, știți? Și chiar asta am făcut. Deci tatăl dumneavoastră a scris poezie. Da, în principal poezie. Mai scris ceva memorialistic, așa, și eu l-am combinat și am scos o carte în 2011, la 5 ani de la moartea lui. Mm-hmm. Da. Și deci dumneavoastră, ca și copil, erați fata lui tata. Într-un fel, da, pentru că mă apropiam mai mult. Și asta v-a atras, v-a determinat să vă înclinați spre literatură, împreună cu el, și citeați. Și... Da, și eram foarte Și la școală, tot așa, cu literatura, da, asta era obiectul care preferat. Da, mie nu m-a plăcut niciodată matematica, știința exactă nu mi-a plăcut. Am fost întotdeauna spre literatură, de aceea mi-a plăcut și limba română, chiar și gramatica mi-a plăcut. Gramatica limbii române foarte mult. Și toată literatura. Când am avut la liceu literatură universală, nu mai știu, un an sau cât am făcut, de asemenea am citit foarte mult, mi-a plăcut să mă duc în biblioteci. Mm. Deci eu m-am dus și mi-am luat cărți, tot timpul îmi luam cărți din biblioteci, pentru că nu prea găseam. Da, sigur, așa. Și apoi când am început să scriu lucrarea mea de licență ca să finalizez facultatea de istorie, m-am dus din nou în biblioteci. Mi-a plăcut foarte mult, mi-am adus aminte cum eram pe vremuri. Da. Știți? Deci aveam o anumită vârstă. Atmosfera în am dus la Biblioteca Metropolitană, da, aceea sigur, metropolitană, da. Și la Biblioteca Universitară, da, am fost foarte mult. Deosebită atmosfera, da, într-o bibliotecă. Și dar știți cum și acum, după atâția ani, mă duceam și luam o carte și îmi luam notițe. Da, pentru că erau cărți care nu se dădeau. Da, acasă, dar acum mai nou, studenții nu mai fac așa. Te duci să o copiezi, da, și să o iei. Exact. Deci mă, da, uitam la ei, da, făceau fotografii. Da, aceeași atmosfera de o bibliotecă și acasă nu citești la fel. Da, dar ei cred că nu înțeleg, da, acest lucru. Da, mie, da, îmi plăcea să stau să în ore și sala de studiu din bibliotecă este extraordinară. Parcă aprofundezi altfel, parcă te îmbracă acea atmosferă. E o mantie de cultură. Este extraordinară. Este extraordinar și mi-a plăcut foarte mult. Nu e același lucru cu studiu acasă. Da, deși nu mai aveam 20 și ceva de ani când am urmat a doua facultate, facultatea de istorie, dar mi-a plăcut să fac acest lucru, să stau în bibliotecă și să studiez. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și iată că așa au ieșit cărțile mele, cele două de istorie culturală a Chinei, și mai am o carte, Momente istorice, cu eseuri, 30 de eseuri, deci tot pe parte de istorie sunt eseuri. Dar iar domnul Încescu chiar spunea că e o carte de istoria filozofiei, nu de o filozofie istoriei. Da, filozofia domnul istoriei. Este pe parte, da, de filozofie. Da, da, și ea adică așa a văzut în prefață, o filozofie a istoriei, așa a tratat cartea în prefață, 30 de eseuri, pentru că eu am prezentat în diverse momente ale istoriei și având în centru mereu cât un personaj. Mm-hmm. Și acolo sunt și eseuri care au legătură cu istoria Chinei, că nu se putea altfel. Și în cartea dacă ar fi aceasta. Dacă ar fi să scrieți o carte de memorialistică, deși încă nu-i cazul, încă nu-i timpul, că memorialistica se face, da, mai târziu, așa, care parte a vieții ați abordat-o din... ce vă place mai mult? În care parte ați zăvovit mai mult? Copilăria sau... Ca să vă spun ce este, m-am gândit și eu la acest aspect, eu cred că n-am scris niciodată o carte de memorialistică, nu știu dacă aș fi în stare, deși mi-a mai zis cineva...
Nu știu dacă sunt pregătită să divulg direct niște adevăruri din viața mea. Așa ele se găsesc în toate cărțile mele, mai puțin cele de istorie, să zic așa. Dar celelalte cărți ale mele de proză inedită se regăsesc fragmente din viața mea, dar bine, nu direct, nu spuse direct. Memoriastica presupune să chiar să divulg, să fiu chiar eu acolo direct. Și nu știu dacă sunt așa pregătită, dar... Da, cred că aș merge mai mult pe partea aceasta din urmă, deci de când am făcut editura. Da. Ca să vă divulg acum în prima audiție, m-am gândit la ceva aproximativ, nu e memorialistică, dar e un roman pe care l-am început să-l scriu, dar nu cred că, din cauza cum cu timpul, da, nici nu pot să mă aplec asupra unui roman acum, dar care să aibă în el chiar viața asta de care vorbim noi, viața literară din București. Deci chiar, chiar o să fie, schimb pe numele, deci numele sunt schimbate, dar sunt reale evenimente, impresii, oamenii pe care i-am cunoscut. Știți? Deci el există acolo. Cine o să citească acest roman, nu știu când o să apare și nu știu cât o să mai trăiască în perioada aceea. O să regăsească, o să regăsească cu siguranță. Da, pentru că eu chiar asta vreau să spun niște lucruri reale. Da. Chiar reale, adică ce discutăm noi, chiar niște probleme care sunt. Plăcute și neplăcute, exact. Adică comode și incomode sau, da, pentru că până la urmă e adevărat... Sunt anumite lansări de carte la care te duci cu atâta plăcere, că te întâlnești cu cutare, că vrei să auzi povestea lui cutare, că vrei să-l cunoști personal pe cutare. Și, dar sunt anumite lansări de carte la care am auzit, dacă vine ăla, vin eu. Da, așa este. Și acum ce scrieți? Păi, scrieți acum la ceva? Aveți un material? Aveți o... Da, am ceva, o lucrare, deci v-am spus, nu pot să scriu ceva, deci un roman nu mai scriu, până când nu o să mă eliberez de serviciu, adică până când nu sunt la pensie. Așa. Atunci poate o să reușesc să mă organizez mai bine timpul și voi reuși să scriu acest roman despre care v-am povestit, care este cu lucruri reale din viața culturală bucureșteană, or fi și alte abordări diferite. Și cred că o să iasă, adică îmi propus să iasă un roman cu totul deosebit, așa cum l-am eu în minte. De aceea nu vreau să scriu până atunci texte scurte, nuvele, nu, las acolo în mintea mea să dospească, să se adune totul și să iasă un roman amplu. Dar până atunci am câteva poezii în lucru. Pentru că în 2021 am scos, așa ca să spun, am publicat prima mea plachetă de poezii, Îngerii din Lună, așa. Eu, ca să vă destăinui tot așa, fac o destăinuire, eu niciodată nu m-am gândit că o să scriu poezie. Deci eu am zis că nu o să scriu poezie, chiar la diverse interviuri, emisiuni. Am avut emisiuni, cum bine știți, la Radio Șanon România, vorbeam cu poeții și chiar ziceam, eu nu voi scrie niciodată poezie. E, nu e așa. Pentru că la un moment dat, da, pentru că, deși nu pot să scriu poezie, m-am dat seama că nu pot să scriu poezie cu rima, nu pot. Și m-am zis, măi, foarte bine, nu scriu cu rima. Dar asta nu înseamnă că nu pot să scriu ceva, am început să-mi vin în cap, știți? A fost un moment deosebit în viața mea 2021, un moment greu pe care l-am trăit și de acolo au izbucnit aceste versuri. Pur și simplu au izbucnit, s-a întâmplat ceva. Poeziile sunt pastile concentrate, pe când un roman este elaborat și este îmbrăcat și este prelungit. Acestea sunt o stare de moment, cum vine și ele zunze, vine și ceva în cap, nu mai scap de ele, nu știu, așa pățeam eu. Foarte bine ați făcut. Și... Hai, citiți-ne și nouă, vă rugăm frumos. Da, citesc ceva, nu prea mult, că eu, ca să vă spun iarăși, eu vă fac din nou mărturisire, n-am citit niciodată, de vă spun niciodată, n-am citit până acum o poezie scrisă de mine. Niciodată în fața oamenilor. Niciodată. Nouă coșcă, avem deci, o premieră. Da, avem este o premieră. Multe premiere pe dumneavoastră, în primul rând. Este o premieră, știu eu, am devenit puțin
sentimentală pentru că, nu știu dacă v-am spus, am spus în emisiune, iar este un lucru pe care îl spun într-o emisiune, în Galați am venit și pentru că am simțit nevoia să merg pe strada Traian, pentru că acolo au locuit părinții mei o perioadă, în anii 60, înainte să mă nasc eu, ei au locuit aici în Galați, pe strada Traian. Și mama are multe amintiri frumoase din acea perioadă. Dar ea este din Galați? Nu. Cum a ajuns nu, da, tata era ofițer. Aha. Da, era ofițer în acea vreme și era detașat. Se ducea în foarte multe locuri din țară. La diverse unități militare. A fost în Galați, a fost în Brăila, a fost în multe locuri. Și normal că mama mergea împreună cu tata. Și au stat mult în Galați și știu că mama povestea de Galați. Adică ceva a impresionat-o. A plăcut aici. Și îmi povestea cum venea tata pe ce stradă cu soldații și cântau și auzeau de la fereastra case de pe Traian. Ea stătea acolo și se uita pe fereastră și vedea cum veneau. Și îmi povestea cum zicea la teatru, că doar de s-au stricat încălțămintea, nu știu, s-au rupt o baretă de la o sanda și s-au descălțat și a venit pe jos până acasă de la teatru, știți? Și îmi povestea foarte multe lucruri și mi-am dorit să merg pe urmele lor, într-un fel, știți? După e frumos Galațiu, pentru că, vă dați seama, și eu care sunt ieșeancă, da, ajuns la Galați, normal că am început să scotocesc Galațiu de altă dată. Aha. Și să-l descoper și să aflu și eu ce reprezintă casa aia, ce reprezintă casa aia. Da, da. Este extraordinar pentru că aici, fiind un oraș la Dunăre, cu port, da, are o istorie grozavă. Exact. Și normal că e, are frumusețe, fiecare oraș, fiecare oraș își are povestea lui și dacă vrei să o scotocești. Dar nu vreau să vă întrerup. Da, și asta v-am spus că sunt sentimentală. Deci am venit pe urmele părinților mei în anii 60. Așa. Poate m-am simțit mai aproape de tata. Și cum vi s-a părut? Da. Din păcate, tot Traian nu mai este. Clar că nu mai e ca acum nu știu câți ani în urmă. Mai sunt niște case care, din păcate, nu sunt renovate, casele vechi. Și mă gândesc că poate pe acolo au locuit ei, că nu, mama nu mai știe exact. Sau poate au locuit o casă care s-a demolat. S-au construit mult, am văzut că s-au construit blocuri. Da. Dar eu m-am simțit bine. Eu m-am simțit bine să merg pe acolo, nu știu de ce. M-am simțit mai aproape de tata, care nu mai este printre noi. Știți? Și iată că ce v-a plăcut în mod special? Noi sunteți venită de vinere aici. Da. Și ce ați văzut care v-a plăcut? Ce v-a plăcut? M-au plăcut muzeele, pentru că eu sunt iubitoare de muzee. Unde ați fost? În care muzee? La Muzeul de Artă Vizuală de pe Traian, prima dată acolo am fost, cum am venit în, după ce m-am cazat, am luat-o pe Traian și am ajuns la Muzeul de Artă Vizuală. Mi-a plăcut foarte, foarte mult și am aflat că o să se mute, nu se știe când, în Parcul Rizăr. Da, unde se construiește o clădire specială pentru muzeu și chiar merită. Așa. Apoi mai e Muzeul de Istorie, la care am intrat și am vizitat ce se putea vizita normal. Și aici Palatul Episcopal de asemenea l-am vizitat. Și am fost și la complexul acela muzeal al științelor naturii, unde și grădina botanică. Așa. Și am vizitat și mi-a plăcut și la acvariu. Eu zic că muzeele sunt ok, nu sunt foarte mari, nu cuprind foarte multe colecții, dar sunt ok pentru un oraș care normal nu e capitala țării, dar este suficient, zic eu. Când o să aibă ați și clădirea de strada domnească, da, care fost, e puțin în construcție, e puțin cam în construcție, și dar o să, din păcate, e spre bine, din păcate sunt și clădiri nerenovate, vechi, ruinate aproape, dar sunt și clădiri refăcute. Da, am fost pe toată strada domnească, am luat-o de pe faleză și m-am dus până la grădina publică, intrat în grădina publică și m-am plimbat mult, am făcut fotografii, pentru că, așa cum am zis la început, vreau să scriu ceva, impresiile mele despre oraș, așa cum am mai scris și despre alte orașe când am mai trebuie fost. Să ajungeți și la Biblioteca Via Urechea, pentru că este deosebit. Da, am fost la biblioteca, am fost cu mulți ani în urmă, chiar înainte să am eu editura, și am lăsat acolo cărțile mele, iar eu periodic toate cărțile editurii Astralis, inclusiv ale mele normal, le-am donat bibliotecii Vea Urechea. Deci toate sunt foarte aici frumos, la Galați. Doamna Camelia Pantazi Tudor, o găsim și la Biblioteca Vea Urechea. Sigur că da. Cine vrea să citească New Benjim sau diverse alte titluri scrise de doamna Camelia Pantazi Tudor. Am avut o colaborare foarte bună cu biblioteca și nu au fost niciodată probleme cu cărțile, că nu
l-au primit sau știu, s-a întâmplat ceva, pentru că am avut probleme și cu alte biblioteci, am avut când donam cărțile și ne ajungeau pachetele, le tăceau pe acolo în biblioteci. Da, am avut probleme. Dar, dar aici la Galați am avut o colaborare foarte bună până acum, pot să mă plâng și mi-a fost foarte dragă biblioteca, nu știu, mi-a plăcut acolo când am intrat. Este o echipă deosebită, da. Bine organizată și acolo există salonul Axis Libri, da. Coordonat în care de domnul Adi Secară, care este un scriitor, critic literar și foarte cunoscut în Galați și nu numai. Deci ne putem lăuda cu Biblioteca Via Aurea, sigur că da, este și ea o clădire de patrimoniu. Așa. Și acum, pentru că, așa cum v-am spus, n-am citit, eu nu recit, nici nu știu ce o să fac acum. Dar vreau spun să ne spuneți o poezie, să ne recitați o poezie. Care vă place dumneavoastră cel mai mult? Deci aceste poezii, să le zic așa, au apărut într-o stare, v-am spus, o stare grea prin care am trecut eu în 2021. De aceea cred că acum când am depășit într-un fel starea respectivă, nu mai empatizez foarte mult cu propriile mele poezii de atunci, știți? Dar mi-am zis că dacă nu le public, poate nu le mai public niciodată și am simțit nevoia să le împărtășesc, să le dau mai departe, știți? De aceea le-am scris și le-am și publicat. Am avut mare curaj să le public, puteam să nu le public, le-am scris într-o lună, așa m-a venit și a fost interesant pentru că brusc mi-a venit ideea să fie 64, deci poeziile sunt 64 de poezii aici, nu au titlu, deci am simțit pur și simplu, așa mi-a venit, nu am gândit, pur și simplu așa mi-a venit în minte să fac 60, să mă opresc la 64, și să las pe oamenii să înțeleagă de ce sunt 64 și au apărut foarte multe discuții, puțin și-au dat seama de ce sunt 64. Îmi place misterul. Îmi place să aduc și, puțin da, misterul. Spuneți-ne până la urmă, de ce sunt 64? Pentru că în momentul când le-am scris nu mi-am dat seama, nu mă gândeam cât o să fie, știți? Dar brusc mi-am dat seama că trebuie să mă opresc la 64 pentru că e anul meu de naștere. Iată, acum m-a pus să divulg și vârsta anul de naștere și așa am simțit nevoia, nu știu de ce. Aveți o pasiune pentru numerologie? Că ia că 136. Da, am o pasiune. Am pe și New Beijing-ul, cartea, romanul New Beijing, are 13 capitole. Iacă-te, da. Aveți ceva cu numărul 13. Da, am eu ceva cu numărul 13, de ziua de naștere, iată, ea și anul este aici, sunt 64 și fiecare a interpretat, că au fost mai mulți oameni care au citit, care au comentat volumul de acesta de verse, prefațat de domnul Marian Nencescu și iar pe coperta a patra a scris poeta Evelin Croitoru. Da, a scris așa. Și în interior sunt 7, că iar pornind de la numerologie, sunt 7 ilustrații grafice realizate de pictorul brașovean Gabriel Stan, care a realizat și ilustrația acestei coperte, coperta 1. Este o lucrare realizată de pictorul Gabriel Stan de la Brașov, care expune la Galeria Cronart, unde mă duc eu foarte des, și este colaboratorul revistei Astralis, domnul Gabriel Stan. Așadar, avem o colaborare foarte bună și cu pictori. Așa. Așa. Nu știu cum o să mă descurc eu acum, să vă citesc ceva. V-am spus, niciodată n-am citit. Nu m-am citit decât mie însă poeziile mele. E clar că dumneavoastră trebuie să vă citiți, pentru că trebuie să ascultați cadență, ritm, mesajul, cum sună, cum percepi. Da, să vă spun ce este la aceste poezii, nu prea am făcut asta. Pentru că au pornit într-o stare foarte dificilă, grea. Am simțit nevoia să scriu toate aceste lucruri și să le public și m-am grăbit puțin. Într-un fel m-am grăbit puțin, pentru că simțeam nevoia... Păi da, atunci vine și, de fapt, ăsta este prima inspirație, pe urmă, cea care este șlefuită și e... Dar ăsta este primul impuls, atunci vine... Da, și am zis că dacă nu fac asta, nu se mai fac niciodată. Foarte bine ați făcut, bine ați făcut. Și așa am prins curaj într-un fel, să știți, am prins curaj pentru că, iată, după aceea m-am mai venit în cap tot felul de versuri, puțin diferite, așa, și m-am pregătire...
tot așa un volum de poezii. Și vor fi tot 64, să știți. Dar de data aceasta se va întâmpla o schimbare, în sensul că vor avea totuși titlu. Nu o să mai fie numerotate de la 1 la 64, vor avea toate titlul. Dar tot 64, am zis că merg așa. Da, hai să citim, să încerc totuși să... Vedeți că tot trag de timp. Da, iată poezia numărul 1, că toți suntem la numărul 1. V-am spus, nu sunt cu rima, ale mele sunt cum au venit. Și deci este volumul, se numește Îngerii din Lună. Așa. Numărul 1. Așa. Privește, e lună plină și e albastră. Nu te mira, acolo sunt îngerii mei. Când îmi transmit mesajele, luna devine albastră. În grădină, eu le primesc. Și atunci orhideele își deschid cupele, învăluite în mireasma crinilor. Aș vrea ca luna să fie mereu albastră în grădina mea, plină cu orhidee înflorite, înmirezmate de crin. Eu am cu multe, flori. Da. Am văzut că foarte des postați pe Facebook. Da, și cartea New Beijing are multe flori în ea, să știți. Mm-hmm. Pentru că colonia lunară, țara de pe lună, e cu multe flori acolo. Înseamnă că v-ați simțit bine la grădina botanică. Da, îmi plac toate florile. Să vă mai citiți numărul 14. Sunt scurte, ele sunt scurte. Da, numărul 13, care vă reprezintă ziua de naștere. A, da, e și 13 pe aici. E normal că dacă e 14, sigur că e și 13. Da, e o poezie scurtă. Poeziile, v-am spus, au multe flori, ele în sine florile au, reprezintă niște simboluri și culorile și eu merg mult pe simbolistică și nu vezi de multă simbolistică a florilor, spre exemplu. Sau faptul că am studiat foarte mult învățăturile acestea taoiste și confucianiste, se văd și în poeziile mele, se văd de multe ori aceste învățături, să știți, taoismul, deci dacă nu știi puțin despre ele, unele poezii nu le înțelegi. Știți, că așa am fost o structurată, așa m-am modelat, așa m-am format în ani. Spre exemplu, aici în Îngerii din Lună mai puțin se vede acest lucru, dar în volum pe care l-am în pregătire, acolo sunt mai multe poezii de inspirație taoistă, chinezească, cu legende, cu mituri. Sunt mai multe, nu știu, așa mi-a venit. Așa ceva nici nu cred că se scrie la noi. Mm-hmm. Pentru că cine scrie așa ceva despre zeița lunii, despre iepurele deja în poezie? Deci puțin nu am auzit să se fi scris așa ceva. Așa. Dar n-am putut altfel, că așa-mi vin. Știți? Vedeți ce înseamnă? Așa sunt eu formată, nu am ce să, nu pot să schimb asta. Da. Deci ați devenit puțin chineză. Ia să vă citesc poezia 13, așa. Continuă să zbori, printre aștri vei afla menirea. Nu renunța, nu te teme de înălțime, zboară cât mai sus, dar nu uita. Sus și pretutindeni e doar unul. Îndreaptă-te spre el cu încredere. Doar el îți va întări aripile. A fost o discuție tare frumoasă. Să știți că ne apropiem de final. A, da? Adică, da, avem ceva ce timp. Da, așa. Și m-aș bucura tare mult să ne ziceți, să ne mai recitați o poezie în încheiere. Da, și... eu o să vă citesc așa. Că am prins curaj, chiar dacă nu cit eu cum trebuie. Mă bucur, dacă ați prins curaj, înseamnă că v-ați simțit bine. O să vă mai citesc o poezie din acest volum și una dintr-un, una sentimentală rău de tot. Așa, haideți. Din viitorul volum, deci este inedită, nepublicată nicăieri. E clar. Așa că o să vă citesc acum din acest volum poezia 14. E scurtă, nu e mare. Așa, de obicei poeziile mele sunt scurte. Mai sunt și unele, mai lungi, dar mai puțin. Așa, poezia 14 de Îngerii din Lună. Așa. Mirosul ploii ademenește curcubeul, o punte de 7 culori între pământ și cer. Aș vrea să urc pe a 7-a culoare, să mă înalț la îngerii mei. Chiar dacă ei vin când îi chem, uneori visurile nu mai au răbdare. Și atunci mă urc pe a 7-a culoare. Cât de frumoasă e calea până la ei. Foarte frumos. Astăzi o anumită stare... Da, într-adevăr, fiecare poezie și are starea ei și mesajul ei, semnificația ei. Da, haideți să vă citesc o poezie foarte romantică. Ia să vedem o poezie romantică. Așa zic romantică. Eu.
și care este, v-am spus, inedită, nu a apărut nicăieri. Sper să apară volumul cel al de poezie până la sfârșitul anului. Ca să vă spun cinstit, mai vreau să, așa cum am spus mai devreme, vor fi tot 64, de fapt sunt acum în acest proiect al meu, sunt 64, dar am șters câteva din calculator, în ideea că poate dacă vin la Galați, mă inspiră, știți, Galațiul, și mai scriu câteva poezii ca să pot să finalizez... Să rămână tot 64, dar putea 64. Să lăsați ceva să rămână pentru următorul volum. Aia, și da, să... m-a rămas acolo, că oricum sunt undeva în calculator, într-o formă. Dar așa m-am gândit. Zic, poate că o să-mi vină vreo inspirație. Deocamdată n-am scris nicio poezie la Galați, dar s-ar putea să-mi vină, știți? Da, sigur. Că le rămân undeva în cap. Și pe drum, când se sedimentează. Vai, dar ce-a trecut timpul, chiar nu m-am așteptat la așa ceva. Ce ușor trece timpul când e armonie și... Da, și nici nu eram pregătită, pentru că, așa cum am spus, nici nu mă bănuiam eu că să mă invitați la un interviu. Așa că o să citesc o poezie romantică care se numește, pentru că acum poeziile au titlu, Te caut. Așa. Te-am căutat printre oameni. Te caut printre aștri. Te caut printre petalele fiecărei flori, printre frunzele fiecărui copac, printre fiecare fir de iarbă. Te caut în fiecare picătură de ploaie, în fiecare fulg de nea. Te caut în fiecare rază de soare și rază de lună. Te caut în zare, te caut în umbre, te caut printre anii duși și anii ce vor fi. Te caut mereu. Poate vei veni adus de o adiere a tăilor înfloriți, dezmierdându-mi sufletul cu parfumul tău unic. Poate vei veni purtat de o rază de lună printre orhidea albastră de la fereastra mea. Poate vei veni pe fluturi de lumină. Foarte frumos! Foarte frumos! E cu tei. Felicitări! Este cu tei și n-am putut să vin aici, în orașul teilor, și unde am simțit parfumul teilor. Da. M-am gândit să vă citesc foarte frumos. Poezie cu tei. Felicitări. Mulțumesc din inimă! Frumos. Așteptăm cu mare interes cartea care urmează să o publicați. Vă mulțumim tare mult pentru cărțile frumoase care le-ați scris. Suntem onorați să avem cărțile dumneavoastră în bibliotecă. Mi-aș dori să am mai mult timp să îmi pot citi, recunosc, să le citesc pe toate care le primesc, recunosc, din păcate, cu regret, că nu reușesc, că și noi avem evenimentele noastre, evenimentele celorlalți. Vrem și noi să scriem ale noastre, vrem să mai și trăim și nu reușim să le cuprindem pe toate. Așa. Vă felicit din toată inima. Mulțumesc pentru mult tot ceea ce ați scris. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația noastră. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și pentru timpul acordat și pentru toate cele ce am discutat astăzi. Doamnelor și domnilor, multă sănătate vă dorim și o vară răcoroasă. Sau nu chiar neapărat răcoroasă, să fie mai plăcută, mai confortabilă. Toate acestea vi le dorim împreună cu doamna Camelia Pantazi. Vă mulțumesc mult pentru invitație și doresc ascultătorilor noastre numai sănătate și bucurii, să se bucure de toată vara aceasta minunată din orașul Galați. Să fie bucuroși, fericiți și să învețe, tot timpul să învețe. Și să fie buni, să fie oameni buni, cu adevărat buni. Eu vă mulțumesc foarte, foarte mult și vă doresc numai bine și noastră și soțului și să ne auzim cu bine data viitoare, când ne vom mai întâlni, că sper că ne vom mai întâlni. Cu siguranță, cu siguranță. Vă mulțumim foarte mult. La revedere. La revedere.